Bună dimineața! Ne pregătim să plecăm spre România. Este 5 fără 5 aici în Londra și așteptăm pe Nadan să vină, să ne ducă la aeroport. Sunt foarte încântat. Abia aștept să ajung acasă, nu mai am răbdare. Sunt cu sora mea, Madalina, cu natul Adi și chiar în momentul ăsta așteptăm pe Nadan să vină. Cred că a venit, este afară, ne așteaptă, trebuie să-l invităm înăuntru să bem o cafea. Ia zi, Nadane, ai dormit bine? Am dormit foarte bine. Te-ai odihnit foarte bine. Ai dormit bine? Te-a zis că nu mai vine. Nu mai vine. Bă, a zis, da, gata, zic. Că și eu m-am trezit pe la 4, dar m-am pus înapoi, știi? Să dorm. Și a venit cumnatul pe la și un sfert. Hai trezești că e 4 jumate. Zic, bă, dar ce dracu de ceas ai? Zic, a meu e și un sfert. Dar nu zic că... Telefonul la meu mașină. Bun, hai să mergem. Spune șteaptă, dă-mi cu mașina curată, n-ai treabă. Și voi sunt, voi toți sunați. Telefonul era mașină și voi toți sunați. Suna de 7 ori. Dani, mulțumesc! Mulțumesc! Și anul fericit! La fel și vouă! Madalina, ia pălăria, nu uita pălăria, please! Pălăria, please! O să încercăm! România, venim! Facem un selfie și să punem check-in pe Facebook? Haide, mă, de ce? S-a afișat poarta și este la numărul 30 și ca să ajungi la poarta respectivă trebuie să iei un mic tren. Deci undeva la 2 minute ceva de genul cu el. Vreau să vă spun că am găsit un peisaj superb. Era dimineață, undeva la ora 8 fără un sfert. Superb, o să vi-l pun chiar acum. Și să spuneți voi dacă nu este foarte, foarte frumos, pentru că eu nu m-am îndrăgostit de acel peisaj. Astăzi o să mergeți cu mine, aici la mine în zonă se fac niște tradiții superbe, cu ursul noi spunem, și o să încerc să iau cât mai multe cadre pentru că o să fiu și eu implicat acolo, o să fie superb, oricum o să vedeți pe ce-i vorba. Nu-mi place poza, yeah. Mama. Nu-ți fac poza, mama. Ea este mama mea și acum ne pregătim, cel puțin eu mă pregătesc, asta este costumația pe care o au cei care sunt ca mine, le spune doboșeri, care bat doba, așa. Așa le spunem la dobă, adică o să vedeți, o să vă arăt pe parcurs. Și astea se numesc bărnețe. Și o să mai am o fustă, mai acolo ăla se numește echipiu, ăla o să vină pe capul meu. Și după care mergem în centrul satului, unde se strânge toată gașca, tot
ansamblu. Pentru că sunt trei cete, cea de mascați, cea de urși și cea de iroși și doboșeri. O să fie superb, o să vă arăt. Bun, am terminat, asta este costumația de doboșeri. Eu deocamdată nu avem în familie, așteptăm de puțin ca să vină la anul. Așa, asta este chipiu și pot să iau un nou dob. Sunt foarte frumos, nu? Mersi mult. Da, și ne-am pregătit. Fratele meu, mătușa, tata, cumnata și cu bebele. Și eu. Ne pregătim să mergem la ceată. Ceata este acolo. O să vă arătăm. Să vedeți, super șmecher. Sper că vă place costumația mea. Cred că mulți dintre voi nu știți ce se întâmplă mai exact aici. Tocmai asta încerc eu acum să fac. Pe 31 decembrie, ultima zi din an, la mine în zonă, mai exact în orașul Dărmănești, lumea se deghizează în piei de urs, irozi, doboșeri și mascați. Aceștia au rolul de a arunca spirite relele. Este o tradiție foarte veche și se respectă foarte, foarte drastic la mine în zonă, adică în fiecare an se face. Și este bine, bine primită de toți locuitorii acelei zone. Eu asta încerc acum să fac, să vă introduc și pe voi în această fabuloasă tradiție care pe mine de fiecare dată mă fascinează și de mic copil particip. Haideți să vedem cum decurge mai exact și să vă prezint o mică parte din tradiția cursul de la Dărmănești. Recăci alăui prilătii pentru corpul tău gătit. Refăcut de un moș de-a meu, măsura pe corpul tău! Thank you.
cam asta a fost o mică parte din Ursul de la Drămănești. Sper că ți-a plăcut, sper că ți-a transmis un feeling plăcut, pentru că mie de fiecare dată când revăd aceste imagini, mă simt ca și când le retrăiesc și sunt foarte implicat în aceasta. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare. Nu uitați că anul acesta, pe data de 31 decembrie, la Drămănești, va avea loc din nou această minunată și fabuloasă tradiție, așa că te aștept. Până atunci, poți să revezi din nou, pentru că merită. Eu sunt domnul Bogdanel și te salut!